Jurnalele RTT. Știri la fix. Descinderii româno-germane la Brașov și Dortmund pentru destructurarea unei rețele de crimă organizată. Procurori brașoveni și ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de combatere a criminalității organizate Brașov, împreună cu colegi din Germania, au făcut 27 de percheziții în Brașov și alte 3 județe din România și în Germania. Membrii rețelei, dintre care 4 persoane au fost arestate, au încasat 600.000 de euro din ajutoare sociale pe spatele unor familii de români pe care le ademeneau cu un trai mai bun în Germania. În România, ancheta a început la sfârșitul anului 2016 și a vizat un grup de crimă organizată care se ocupa cu recrutarea unor familii de români de condiție socială modestă și cu cât mai mulți copii. Sub promisiunea unor locuri de muncă, acestea erau transportate în Germania, în zona Dortmund, unde erau puse să semneze mai multe documente în limba germană. Acestea arătau că erau angajați la firme germane care de fapt aparțineau unor apropiați ai membrilor grupării. În baza acestor documente, familiile puteau solicita de la statul german ajutor social, alocație pentru copii și plata chiriei la locuințele respective ce aparțineau tot membrilor grupului, fie români, fie cetățeni germani. Se deschideau și conturi bancare pentru asistența socială, dar cred că cardurile bancare erau în posesia membrilor grupului. În cazul în care familiile erau nemulțumite că erau nevoite să meargă la cerșit sau la colectarea gunoailor, erau amenințate cu moartea sau trimise acasă. În acest caz a fost încheiat un acord de echipă comună sub coordonarea Eurojust și s-a acționat prin audierea persoanelor fie în Germania, fie în România. 16 percheziții au fost efectuate în Germania și 11 în România, majoritatea în județul Brașov. În urma percheziților au fost conduse la audieri 18 persoane, urmând ca față de 16 dintre acestea să fie propusă instituirea unor măsuri cu caracter preventiv, iar 4 români au fost deja arestați. Prejudiciul produs statului german este de aproximativ 600.000 de euro. Prejudiciul este 600.000, însă dacă acum în urma percheziților s-au mai găsit o serie întreagă de documente, sigur că este prejudiciu probat până în momentul ăsta, se vor face verificări probabil și pe alte persoane care figurează la asistența socială și este posibil să depășim chiar și 1.000.000 de euro. Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din Arad, Covasna, Ialomița și Buzău și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov. Protestele s-au mutat și la Brașov pe trecerile de pietoni. Acțiunea a început miercuri seara la trecerea de la Teatrul Sică, unde zeci de brașoveni au traversat lent de mai multe ori, încercând să atragă atenția asupra protestului lor împotriva modificării prin vot în Parlament a codurilor penale. Mulți dintre șoferii nevoiți să aștepte s-au arătat solidari cu protestul. Protestatarul de serviciu al Brașovului, Ervin Albu, a fost umflat de jandarmi și amendat cu 3.000 de lei. Albu spune că a fost vânat de oamenii legii și îndeamnă pe manifestanți să nu se lase intimidați. Protestul pe trecerea de pietoni a început în fața Teatrului Sică Alexandrescu. Este o formă de protest, ultima formă de protest pe care o avem noi în momentul ăsta la dispoziție. Protestele pașnice, gen prefectură, nu au dat roade, nu le-a păsat absolut deloc de cuvântul nostru, cuvântul străzii. Cetățenii străzii, noi suntem cetățenii țării, avem dreptul să protestăm. Vreau să trăiesc într-o țară cu oameni cinstiți, cu conducători cinstiți. Deci este inadmisibil ca în plin secol 21 să avem așa niște conducători. PSD nu are mandat să modifice codul penal și codul de procedură penală. Ei au fost aleși de 4 milioane de oameni cu un program de guvernare în care nu era nimic trecut de modificarea codurilor penale și nimic de modificarea legilor justiției. Unii șoferi au claxonat nemulțumiți, alții însă au înțeles situația. Nu mă deranjează, eu sunt chiar de acord cu tot ce spune în totalitate. N-am nicio problemă, nu mă grăbesc nicăieri, poate să-și ia tot timpul din lume. Cum găsesc o parcare, las mașina și vin și eu, mă alătur lor. Forțele de ordine au încercat să degajeze trecerea formând un cordon. Punctul culminant al protestului a fost ridicarea și urcarea în dubă a protestatarului Ervin Albu, campion la amenzi după protestele la care a participat. Albu susține că nu i-a provocat în niciun fel pe jandarmi, pe care i-acuză că l-au vânat.
Strategia a fost aceea, pe tine te cunoaștem, pe tine te cunoaște lumea, te ridicăm pe tine, spunem că ești scandalagiu și violent, te amendăm zdravăn și după aceea lumea nu va mai ieși la proteste. Și chiar vreau să le mulțumesc brașovenilor că au înțeles această strategie și că vor ieși în continuare la protestele necesare pentru a salva această țară. Ervin Albu a primit o amendă de 3.000 de lei pe care spune că o va contesta în instanță. Reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov nu a răspuns apelurilor noastre insistente pentru a oferi un punct de vedere. Acțiunea s-a mutat spre seară și la trecerea din zona Onyx, unde oamenii au traversat de zeci de ori pe zebră. Protestatarii spun că vor continua să-și manifeste nemulțumirea în acest fel la Brașov. Au început în sfârșit reparațiile pe DN73A în localitatea Șercaia. Este pentru prima oară când secția de producție a Direcției de Drumuri și Poduri Brașov face astfel de lucrări în regie proprie. Intervențiile vizează repararea aproximativ 10.000 de metri pătrați de gropi pe acest drum. Am început cu secția de producție, cu utilaje proprii, să facem asfaltare, reparații, plombări. Marele avantaj este că intervenim cu utilajele proprii, cumpărate, achiziționate prin CNAIR. Intervenim pentru urgențe, ori de câte ori este nevoie. Vă dați seama că și promptitudinea este mult mai mare, având în vedere că intervenim cu utilajele noastre. Am început pe acest drum pentru că știm cu toții că este un drum care necesită foarte multe reparații. Sperăm ca în perioada următoare să putem avansa cu lucrările, să ajungem spre Poiana Mărului Zernești. Cu utilajele drumarilor se poate acoperi întreaga gamă de lucrări, atât de pregătire cât și de așternere de covor asfaltic. În curând va fi adusă în zonă și o stație proprie de producere a mixturilor asfaltice. Codul penal a fost masacrat, spune liberalul Nicolae Vlad Popa, secretar general al Comisiei Juridice a PNL. Liberalul brașovean acuză puterea că permite prejudicierea banului public doar pentru a-i scăpa de dosare pe greii coaliției PSD-ALDE, care a trecut 76 de amendamente la codul penal și niciunul din cele 75 ale opoziției. Criticate de opoziție, de reprezentanții magistraților și de societatea civilă, modificările la codul penal au fost adoptate miercuri de plenul Camerei Deputaților. Cele mai controversate modificări dezincriminează total neglijența în serviciu și parțial abuzul în serviciu. Potrivit versiunii votate de putere, se consideră abuz în serviciu doar dacă scopul este de a obține foloase materiale necuvenite pentru sine, soț sau rude până la gradul 2. Terții au fost excluși. Abuzul în serviciu actualmente este imposibil de dovedit pentru că acuzatorul trebuie să facă dovada că s-a produs un prejudiciu nu pentru sine și rudele până la gradul 2, un prejudiciu mai mare de 2.000 de lei, deci până la 2.000 de lei domnul ministru a dat liber la furat din banii publici. Parlamentul a decis că în cazul dării de mită, mituitorul se poate scăpa de pedeapsă dacă denunță fapta nu mai târziu de un an de la data săvârșirii acesteia. Modificări au suferit și articolele referitoare la denunțuri, la favorizarea infractorului, confiscări extinse, dar și cele care fac referire la infracțiunea de grup infracțional organizat. Este cunoscut că infracțiunea de trafic de influență, noua modificare, este absolut imposibil de dovedit, pentru că dacă acuzatorul nu dovedește că persoana care face trafic a făcut și presiune asupra funcționarului care trebuia să modifice sau să nu modifice legea, nu există infracțiune. Există deci modificări de o gravitate ieșită din comun, societatea trebuie să reacționeze și eu sper din tot sufletul să nu se aplice această masacrare a codului penal. PNL a anunțat deja că va contesta la Curtea Constituțională aceste modificări, astfel că actul normativ nu va intra în vigoare înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe. Potecă tematică special creată pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Pe aleea de sub tâmpane, văzătorii brașoveni pot recunoaște acum plante din aria protejată cu ajutorul simțului tactil. Au fost amenajate panouri informative în limbaj brai, iar persoanele cu deficiențe de vedere pot chiar simți scoarța mai multor specii de copaci. Cum arată
coroana. Bună, dar aia textul de spune. Da, da, e destul de bine. Așa, și nu iese chiar ca la X, dar iese la imprimanta 3D, așa e. Proiectul a fost implementat de Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă a Lutus, în parteneriat cu Agenția Metropolitană Brașov, Asociația Nevăzătorilor Brașov, Facultatea de Alimentație și Turism și DJST Brașov. Poteca tematică nu este o potecă clasică, pentru că și mobilitatea persoanelor cu deficiențe de vedere este redusă. Așa se face că pe câteva panouri au fost concentrate mai multe informații. Are un text privind identificarea după scoarța copacului, identificarea după forma frunzelor, precum și un text despre utilizarea speciei respective și câte o imagine sugestivă pentru fiecare din acestea. Scoarța este reală, ca să zic așa, iar celelalte două panouri, celelalte două imagini sunt realizate cu imprimare 3D. Proiectul dorește să crească gradul de conștientizare asupra necesității conservării biodiversității, dar și acelei de a desemna și proteja ariile naturale. Plantele au fost alese special pentru a putea fi recunoscute după textură și după miros. E unică în sensul că prima potecă tematică într-o arie protejată și în natură, pentru că mai există spații accesibilizate în interiorul unor muzee, dar acesta e primul, cel puțin în Brașov, în aer liber. Având în vedere că Brașovul e un oraș turistic și sunt și turiști nevăzători, îi voi îndruma să vină și aici să viziteze și să citească despre speciile pe care le avem aici în area protejată Tâmpa. La Brașov sunt aproximativ 2700 de persoane cu deficiențe de vedere. O firmă italiană va livra la Brașov 105 autobuze noi. Este firma care a câștigat licitația pentru achiziția autobuzelor lansată în februarie. Conducerea RAT BVSA consideră că a fost cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnic și economic după ce a evaluat ofertele primite din partea a 4 companii de profil. Dacă nu vor fi contestații și se va semna contractul, noile autobuze ar putea fi livrate chiar de la sfârșitul acestui an. Din partea firmei a cărei ofertă am considerat-o ca fiind cea mai avantajoasă, vom primi autobuze de 10, 12 și 18 metri, echipate cu motoare Euro 6 din clasa C, extrem de puțin poluante, este motivul pentru care am inclus deci criteriul de ecologic a fost unul dintre cele mai importante din caietul de sarcini. Autobuzele care fac obiectul ofertei sunt produse după un concept, proiect și design al unui producător italian, cu componente fabricate în Uniunea Europeană, dar asamblate de o firmă din Turcia. Pentru cumpărarea acestora, RAT BV a contractat de la Bird un împrumut în valoare de 114 milioane de lei, care ar urma să fie rambursat pe o perioadă de 10 ani, primul an fiind de grație. Moment festiv la Universitatea Transilvania. Eugen Chiș a fost aniversat și recompensat de foștii colegi chiar în ziua în care a împlinit 90 de ani de viață. Ceremonia a fost emoționantă pentru fostul profesor care a activat 10 de ani în învățământul superior brașovean. Eugen Chiș s-a născut în Hațeg, unde a absolvit liceul. În 1952 termina Facultatea de Chimie la Cluj. A venit apoi în Brașov, unde a primit repartiție guvernamentală la Institutul Forestier. Timp de 10 ani a fost rectorul Institutului Pedagogic, care a fuzionat în 1970 cu Institutul Politehnic pentru a constitui Universitatea Transilvania. A fost rector al universității timp de un an, iar mai apoi șef al Catedrei de Chimie. De-a lungul activității profesionale a coordonat și îndrumat sute de studenți, dintre care unii au devenit colegi. Printr-o fericită coincidență, în acest an în care Universitatea sărbătorește 70 de ani, iată că sărbătorim 90 de ani de viață a unui rector care timp de câțiva ani a condus Institutul Pedagogic din Brașov, institut care practic este parte nedestructibilă din Universitatea Transilvania. Chiar dacă s-a retras, a ales să fie în continuare alături de foștii colegi care i-au pregătit momentul festiv și care îl apreciază pentru tot ceea ce a învățat de la el. Munca lui de-a lungul anului nu o pot aprecia decât la superlativ, pentru că a fost omul care a muncit foarte mult pentru dezvoltarea Institutului Pedagogic,
pentru formarea a 16 generații de profesori care sunt răspândiți în toată țara și chiar în afara ei și absolvenți care nu ne-au făcut de râs niciodată și nici pe domnul profesor. Deci a fost exigent cu dânsul, a fost exigent cu noi, a fost exigent cu studenții, dar în sensul bun al cuvântului. Sunt copleșit. Pur și simplu sunt copleșit de atenția care mi se acordă și cu totul neașteptat la o vârstă la care chiar nu mai credeam că nu mai caută cineva. Cei care l-au cunoscut au împărtășit apoi din experiențele pe care le-au trăit împreună de-a lungul anilor.